cine avea comanda, cine a ordonat. Și... Deci lucrurile ei astea n-au fost sunt aduși în stabilite. Fața justiției, încă să înțeleg. Încă n-au fost aduși. Sunt În fața parte în justiției. acest dosar la care Sunt încă parte în acest lucrați. dosar. A fost un dosar judecat la Timișoara cu membrii CPX-ului, cărora li s-au pus în sarcină ce s-a întâmplat la Timișoara, mai puțin ce s-a întâmplat în București, dosar care până la urmă a luat o formă curioasă, că la ora actuală nu se mai află nimeni nici în pușcărie, nici să răspundă pentru represiunea de atunci. Represiunea în 21 decembrie a început încă de la orele aproximativ 5:30-6 fără ceva. Măcelul de la Dales s-a produs atunci. Deci ca atare în, ei au așteptat să vină seara. Și n-aș mai vrea să menajez dacă până acum, timp de 15 ani sau 17 ani acum am făcut-o, n-aș mai vrea să menajez fosta conducere a armatei din acea perioadă. Nu am menajat-o pentru că am știut. Nu, n-am știut. Acum știu. Am stat de vorbă cu mulți oameni și acum știu că, într-adevăr, generalul Milă a dat ordin în 21 decembrie să se radă și să se calce tot ce este pe caldarâm. N-a spune acest lucru, dar îl spun pentru telespectatori să înțeleagă că cei care au fost în stradă în 21 decembrie cu adevărat s-au aflat în pericol. Cu adevărat s-a luptat în 21 decembrie și nu a fost vreun aranjament sau vreo regie, cum s-a întâmplat în după masa de 22 decembrie, odată cu preluarea puterii de către echipa Ion Iliescu, Petre Roman, Silviu Bucan, Virgil Măgureanu și așa mai departe. Ne vor reîntoarce la acest subiect, țara după 22 decembrie, deci să lămurim puțin morții, crimele de până în 22 decembrie. Deci avem Bucureștiul, care este parte din dosarul la care lucrați acum, avem Clujul, unde s-au stabilit vinovății, a fost și judecat, avem Sibiu, unde spuneți că s-a luat altă turnură un pic ciudată. Morții din alte părți ale avem țării. Avem Timișoara, arșii de la Timișoara, exact. Dosar judecat de înalta curte. Condamnați cei doi generali, Stănculescu și Chițac, la 15 ani. Revine Ion Iliescu la putere în 2000. Se dă decret se anulează hotărârea. S-a făcut la propunerea procurorului general. Da, celebrul recurs în anulare. Da, recurs în anulare și acum s-a tergiversat și încă se judecă și acum este pe rol la înalta curte de casație și justiție. Chiar săptămâna trecută am depus, dumneavoastră ați transmis pe TVR1 imagini, o casetă clară cu fostul prim secretar al județului Timiș, Bălan, care spune, întrebat de revoluționari fiind în județeana de partid, spune clar, la Timișoara a dat ordin să se tragă Stănculescu. Sper ca magistrații de la înalta curte să urgenteze puțin acest dosar și să nu mai accepte, așa cum s-a întâmplat și la ultimul termen, domnul Stănculescu nu avea apărător. Bun. Mai sunt morți totuși câte unul, câte doi, mai puțin și în alte părți. Mi se pare că și la Reșița au fost câteva victime. La Reșița avem 74 de victime. Da, nu câteva, ci foarte multe chiar. E un dosar practic terminat, cel de la Reșița. Dar n-a ajuns încă în instanță. De la Reșița au ajuns în instanță 6 dosare. Tot așa, găsiți autorii la câteva cazuri concrete și au fost trimiși în judecată. E vorba de un ofițer împușcat în unitatea militară de către un alt soldat. Este vorba de un ofițer care a împușcat doi luptători din gărzile patriotice la poștă, la poșta din Reșița. Este vorba de un alt incident petrecut la unitatea de rachete de acolo din Reșița și un incident petrecut în fața centrului militar din Reșița, unde s-a stabilit autorul. După care s-a făcut iar un singur dosar, identificându-se pentru fiecare victimă autorii. Deci... Bun. Să ne reîntoarcem la investigația pentru ce s-a întâmplat după 22 decembrie. Deci, spuneați că revoluționarii au intrat în primării, le-au fost date arme, au fost transformați din luptători anticomuniști, luptători antiteroriști. Da. S-a imaginat acest inamic invizibil, teroristul, dar această imaginare a inamicului invizibil, putem vorbi, puteți spune în clipa de față că a fost creat printr-o strategie cu bună știință. Sau a fost pur și simplu o psihoză. Nu știu dacă domnul general poate să spună, dar eu, care am trăit pe viu, sunt convins că a fost creată cu bună știință. Să vedem ce crede și magistratul. Da, eu vă spun că am urmărit acest fenomen și am găsit
următoarele aspecte. Primul care folosește cuvântul teroriști este Ceaușescu, când îi caracterizează pe manifestanții din Timișoara ca fiind huligani, iredentiști și teroriști. Și o folosește de trei ori, în trei cuvântări succesive, așa, denumește teroriști, printre altele. Această idee este preluată de fratele lui Ilie Ceaușescu, care se duce la Cluj, trimis, bineînțeles, de conducerea de partid, și în discuțiile care le are acolo la comandamentul constituit în Cluj, le spune celor participanți în acest comandament că trebuie să reprime pe cei care ies în stradă că sunt iredentiști, sunt teroriști.